Bună ziua, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Se apropie alegerile parlamentare, partidele își pregătesc listele, unele dintre ele sunt gata. Discutăm astăzi despre Partidul Național Liberal, care partid și-a întocmit listele, au fost votate la Constanța, dar trimise spre validare la București. Dacă nu se întâmplă nimic acolo, dacă nu se schimbă nimic, știm deja cei care vor candida și cunoaștem de pe acum numele unor viitori deputați și senatori, pentru că nu se poate teoretic întâmpla nimic. Primii de pe listă vor ajunge la București. Discutăm despre această listă, despre modul cum a fost ea votată, dar și despre ce își dorește Partidul Național Liberal de la aceste alegeri cu unul dintre cei care este pe listă, un reprezentant al Partidului Național Liberal, domnul George Mandilă. Bună ziua, mulțumim că sunteți alături de noi. Sunteți pe listă, sunteți candidat, așa am spus, dar sunteți pe un loc eligibil. Bună ziua, domnule Hagi, bună ziua telespectatorilor. Într-adevăr, sunt pe listă, sunt în calitate de susținător al candidaților pe care noi cu toții am desemnat să ne reprezintem în Parlamentul României. E vorba de cei considerați eligibili, pozițiile 1-4, Camera Deputaților, și pozițiile 1-2, Senat. Evident, avem și două semi-eligibilități, poziția 5 la Camera Deputaților și poziția 3 la Senat. Sunteți optimist cu poziția 3 la Senat? Evident, plecăm cu gânduri bune, plecăm cu speranță, sperăm să scoatem, v-am spus, 6 sau 8 parlamentari al Partidului Național Liberal în Constanța. Bun, înainte de a trece mai departe, vă spun așa că vom face emisiuni, cel puțin îi vom invita pe toți reprezentanții partidelor aici pentru a vedea care sunt candidații lor și ce își propun. S-au scuțit cuțitele, am înțeles, în ședința în care s-a votat această listă, dar și înainte, multe nemulțumiri, domnule Mandilă, multe persoane care au contestat vehement această decizie a președintelui Dragomir de a aduce numai oameni noi pe listă, de a renunța la vechii parlamentari, de a renunța la nume cu care ne obișnuisem, gen Puiu Hașuti, de exemplu. Care domnul Hașuti a fost un coleg bun și ne-a reprezentat cu 5 în Parlamentul României. Dar n-am spus nici nimic rău, nimic bine. Am spus numai că ne-am obișnuit cu el 20 de ani. Aceasta a fost o idee revoluționară. Eu am achiesat la ea de la început. Mi-a plăcut să înnoim toată garnitura de parlamentari. Partidul Național Liberal le mulțumește celor care au fost în acest mandat în Parlamentul României, care mai au 2 luni de zile până când vor elibera scaunul de parlamentar. Noi știm cu toții că nu au evoluat întotdeauna într-un mediu prietenos și e posibil ca multe din deciziile lor să fost luate într-un univers ostil chiar. Dar dintr-un punct de vedere, începem în 2016 cu o garnitură nouă. Și simbolistic e foarte bine așa. Fiindcă noul Partid Liberal sau Marele Partid Liberal este rezultatul celor două partide care s-au unit acum 2 ani de zile. Având în vedere că și la alegerile locale s-a venit cu o listă nouă, dacă vă spun că din 10 consilieri municipali și 15 consilieri județeni, numai 4 au mai fost în mandatul trecut, din 25, vă dați seama că avem posibilitatea de a vorbi de aleși locali noi, cei reprezentativi vorbesc. Acum plecăm iarăși cu nume noi la Parlamentul României. Când spuneți nume noi, atunci la ce vă referiți, domnule? Eu mă refer la oameni care n-au fost în Parlamentul României și cărora nu li se poate imputa ce anume s-a întâmplat nepotrivit în legislativ. Am înțeles. Deci nimănui de pe acea listă de la Cameră sau de la Senat nu îi putem imputa faptul că nu s-a votat o lege bună mandatul care a trecut sau acum 2 mandate sau acum 3 mandate. Din pricina aceasta, deci oamenii aceștia pleacă cu gânduri bune și pleacă cu anumită competență la drum. Noi sperăm că ne vor reprezenta cu cinste acolo. Mi-a spus că s-au ascuțit cuțitele. De competență s-ar putea să nu fie chiar așa, dar discutăm pe fiecare persoană în parte. Discutăm de ce e eligibil. S-au ascuțit cuțitele. Haideți să vă spun ceva. Eu am văzut multe... Era nemulțumit, de exemplu. Adică la Republică, n-am văzut cu dumnealui. Și dumneavoastră. Da, eu am fost nemulțumit. Dar știți de ce? Nu. Fiindcă nu m-au votat colegii. Și știți de ce nu m-au votat colegii? Fiindcă au avut încredere în alți colegi. Și colegii și se mi-au spus că sunt mai puțin pregătit decât cei dinaintea mea. Și mi-am însușit și trebuie să mai învăț, să mai pun mâna pe carte, să mai studiez, să fac lucruri bune și atunci colegii mă vor vota data viitoare. Deci o chestiune de încredere și o chestiune de percepție favorabilă pe care trebuie să o aibă cei de lângă tine asupra ta. Faptul că unii oameni nu ne plac nu trebuie să ne supere. Am înțeles, interesantă atitudinea și corectă atitudinea dumneavoastră. S-a votat către... Nu trebuie să lucrăm la dreptate. Câți oameni au votat?
Inițial au votat 24 de oameni, iar după aceea au votat aproximativ 60 de oameni. E mult, e puțin, unii spun că... Din 95 de persoane, care este forul final care a validat această listă, votând 60 de persoane, eu spun că suntem undeva la 2/3 prezență la vot. Putem avea surpriză la București, domnule Mândilă, au fost vehiculate nume, cum ar fi cel al doamnei Horga? Personal nu cred. Să vă spun de ce. Haideți să, înainte să-mi spuneți de ce, care este procedura? Deci lista aceasta pleacă spre validare sau ce se întâmplă exact? Da. Partidul are mai multe foruri concentrice. Se pleacă de la niște competențe limitate, se ajunge în niște competențe generale. Finalul este Bucureștiul cu Biroul Politic Național. Acolo se modifică ceva doar dacă apar efecte perverse ale votului în teritoriu. Deci dacă noi ne trezeam acum cu o listă în care orice om, orice membru avea dreptul să-și depună această candidatură și era supus votului, să presupunem că ne apărea poziția 1 Senat, un nume oarecare pe care l-aș fi știut probabil eu și încă 3-4 persoane și restul nu mai știa nimeni și cu care practic nu am fi putut deschide lista. Dumneavoastră ce credeți acum? Partidul Național Liberal nu i-ar fi dat amiralului Chițac locul 1 pe listă? Aici intervenea noblețea spirituală și lumina de judecată a biroului național. Din pricina aceasta, biroul național... De ce să fie amiralul Chițac pe locul 1 pe listă? Vă spun imediat. Vă spuneți după aceea, da? Biroul național intervine, dar în momentul v-am spus, când apar chestiuni deformate și împotriva lucrului natural. Chestiunea aceasta, în momentul în care noi cu toții știm că amiralul Chițac s-a calificat foarte bine la alegerile locale în ceea ce privește rezultatul. Are deja 8 luni de zile în partid. Deja toată lumea l-a asimilat. Nu este normal, având în vedere că are notorietatea cea mai bună și încrederea cea mai bună la nivelul municipiului Constanța, chiar și județul cunoaște lumea în momentul de față, ca el să deschidă merituos totodată, este și profesor universitar. Cam cu cine da, predă în continuare la Academie, dar totuși să nu uităm, a pierdut alegerile în Constanța, domnule Mândilă. Da, și dacă a pierdut alegerile, de ce? Totuși un rezultat de 35%. Când noi ne zbăteam în avamposturi cu rezultate de sub 20%, cum trebuie să o considerăm după dumneavoastră? Totuși să dăm cezarului ce al cezarului și... Alegătorii. Da, bineînțeles că vor comenta alegătorii. Iar ce spuneați dumneavoastră legate de cuțite, n-au fost decât luări de poziție legate de o anumită variantă a procedurii de vot. Dar știți cum e? Ce nu este strict interzis, este permis. Și având în vedere când se respectă regulile de bază ale votului secret și posibilitatea de a vota, atunci tot ceea ce rezultă în urma acelui vot trebuie considerat ca o dreptate. Și atunci acela a fost rezultatul. Aceasta este lista. Bun, este dacă evident, cumva apărea ceva... Sunt și nemulțumiri, da, clar. Da, evident, v-am spus, dar și eu sunt nemulțumit că nu m-au votat colegii. Deci acolo ce ați auzit dumneavoastră, și eu început să vă spun că eu am participat de multe ori la astfel de situații. Nu a fost chiar foarte liniștită, credeți-mă. Foarte, foarte liniștită. Dumneavoastră vă aduceți aminte acum câțiva ani de zile la Casa de Cultură când se arunca cu sticle de apă. Da, știu, eram acolo, da. Deci, credeți-mă, a fost super civilizată situația și foarte calmă. Cei care au fost nemulțumiți, unii dintre ei au refuzat să voteze, alții au ieșit din sală, au protestat, au anunțat. Deci a fost o chestiune, o dezbatere, a fost o agora. Având în vedere că s-a stat destul de mult, ce a rezultat? E ca un copil, nașterea e frumoasă, dar durerile facerii știți cum sunt. Am înțeles, avem un telefon. Bună ziua, vă ascultăm. Dacă aveți o întrebare legată de emisiunea noastră de listele Partidului Național Liberal, vă ascultăm. Bună ziua. Bună ziua. Mă auziți? Vă auzim, stăți în direct, dar pe scurt, vă rog. Da. Sunt un cetățean din Constanța și vreau să vă rog cu votul acesta care vorbește domnul acum pe televizor. Întrebarea, vă rog. Întrebarea este că toți vrea să fie votați, cum l-am votat și pe domnul amiral acum 2 luni și de atunci a uitat, nu umblă nimeni prin oraș, noi stăm pe strada Sovejii, ne-a promis atunci și primarul ăsta, Păgădău și toți, că ne fac o parcare și stăm cu parcarea din 80 până mult pe aici. Bun, întrebarea nimeni care este? Nu umblă, pe strada Sovejii. Întrebarea care este? Poftiți? Întrebarea care este? Păi care este? Să nu mai ceară nimeni vot, domne, că ne-am unit cu toți, o să ieșim în stradă acolo și nu mai votăm pe niciunul. Am înțeles. Noi. Nu mai vrem nici liberal să dispară și PSD-ul și tot. Că nu-i fac nemind de Mulțumesc frumos. Să știți că asta n-a fost întrebare, a fost totuși o remarcă pe care o reținem. Sunteți nemulțumiți de ce s-a întâmplat până acum.
De parcări nu se ocupă PNL-ul, să știți, se ocupă primăria și sunt multe persoane nemulțumite. Vi se pare totuși, să încerc să traduc eu intervenția. Am înțeles exact ce a spus, domnul. Vi se pare că s-a făcut ceva în opoziție în aceste luni de zile? Dar opoziția are doar rolul de a critica și de a arăta cu degetul anumite chestiuni diforme. Rolul celor care au câștigat alegerile este datoria și jobul lor, că din pricina asta au salarii acolo, să facă. Dacă ar putea să facă tot ceea ce au promis gradual pe etape, foarte bine. Dacă nu poate să facă, atunci ar trebui sancționați în continuare la vot. Legat de este 3 ani și jumătate. Fostul candidat la primăria Constanța, Miralul Chițac, cât și de actualul primar Decebal Făgădău, acum nu mai e în datoria Miralului Chițac să se rezolve cu parcarea acolo. Dar eu îi dau dreptate domnului. Fiindcă în momentul în care domnul Făgădău s-a acolo și a promis că se va face parcare, ar trebui să o facă. Ce recomand domnului, în schimb? El și vecinii să se ducă mai mulți la primărie și să ceară audiența la primar. Una este dacă te duci singur și ceri o problemă personală. Vă dați seama ce ar însemna 300.000 de cetățeni să ceară probleme personale la primărie. Alta e dacă te duci 20, 30, 40 de persoane și dorești să discuți organizat și civilizat cu primarul. Am înțeles, dacă mergeți la primărie să ne spune și nouă. Calculat. Să ne spune și nouă ce v-a spus. Sunt curios, încă un telefon. Bună ziua, vă ascultăm. Alo. Sărut mâna, dacă aveți o întrebare. Bună ziua. Nu mă luați numai cu întrebare, vreau să-l felicit pe George, că este colegul meu de partid. Doina Baboi, sunt George. Îți urez mult succes, reușite și să dea Dumnezeu să fim în frunte și să rezolvăm multe probleme. Am înțeles, să știți că l-am chemat aici să-l criticăm, da. Nu să-l odăm pe domnul Bandilă. Nu să-l criticăm, de ce să-l criticăm? Să-l criticăm, păi altfel dumneavoastră vă că țineți cu PSD-ul. Haideți, domnul Hagi. Stați liniștit că cunosc Constanța asta foarte bine. N-am îmbătrânit degeaba. Toată Constanța e roșie. Să se mai schimbe culoarea și ideile. Bun, mulțumesc frumos, doamne. Dacă n-aveți întrebare, dacă n-aveți întrebare, o să vă mulțumim pentru telefon. Vă mulțumesc, doamna Baboi, succesul. Succesul este al echipei. V-am spus, am venit la această emisiune în calitatea mea de susținător din poziția mea, undeva în a doua jumătate a listei, pentru a susține candidații eligibili și pentru a încerca să împing pe cât eu pot eu, infinitezimal, așa puțin. Bun, noi o să dorim să Parlamentul României. O să-i dorim să-i cunoaștem pe toți, evident, și vom face acest lucru până în campanie electorală. Domnul Chițac, locul 1 la Senat, practic un loc asigurat. Locul 2, doamna Tușa Sorina. Da, trebuie să o cunoaște și o cunoaște foarte multă lume. Aproape, ziceți dumneavoastră că o cunoaște multă lume? Da, o cunoaște, fiindcă ea a fost copreșită. Dar prin ce s-a remarcat, puteți spune? Vă spun eu, numele ei a fost cunoscut datorită faptului că a fost copreședintele domnului, împreună cu domnul Dragomir, au condus filiala județeană a Partidului Național Liberal. Aceste totodată, funcție nu înseamnă că s-a remarcat prin ceva. Un moment, remarcat e cu totul altceva. În Consiliul Local, perioada 2012-2016, ați văzut-o pe doamna Tușa în calitate de consilier municipal. Și dacă vă aduceți aminte, la un moment dat știți că s-au întors participațiile primăriei de la APC, că a fost declarată neconstituțională. Este da, cele 20%. Da, este opera doamnei Tușa. Dar a face opoziție împotriva lui Radu Mazăre din trei consilieri municipali, că ți-a dat, a avut fostul PDL, împotriva la 24 USL, vă dați seama că nu era în sarcina unei doamne acolo să rezolve acest lucru. Doamna care a stat totuși 4 ani de zile acolo. A fost 4 ani de zile. Eu cred că a avut o activitate foarte bună acolo. Deci nu era în sarcina ei, a stat acolo, deși nu era în sarcina ei să stea, nu înțeleg. Nu, nu era în sarcina ei să câștige disputa cu Radu Mazăre, asta am vrut să spun. Vreau să vă spun ceva. Am văzut-o pe doamna Tușa câștigând o dispută cu Radu Mazăre. Eu n-am fost la acele ședințe. Știți foarte bine că eram în altă sală și mă duceam la alte ședințe. A propus un proiect de hotărâre care a fost luat în derâdere de către PSD, dar Radu Mazăre l-a acceptat pentru că era bun, l-au co-inițiat. Deci se putea. Aceasta este se putea în momentul în care avea dumneavoastră revroia. Numai atunci se putea. Adică dacă îi surâdea acel proiect. Am trebuit să fii intri în mintea lui Radu Mazăre și să afli cam ce anume i-ar fi plăcut ca să știi ce să propui. Am înțeles. O să vorbim cu doamna Tușa. Noi facem acum o scurtă trecere în revistă a listei. Da. Domnul Costel Stanca, înțeleg că este profesor universitar. Și decanul la UMC. Universitatea Maritimă Constanța. Da, încă un telefon, domnule Mondile, și revenim. Da. Bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua, domnul Hagi. Domnul Hagi,
am o rugăminte. Nu-l mai faceți amiral pe contraamiralul ăsta, domne, că de la contraamiral la amiral mai sunt patru grade, domne. Am înțeles, mea culpa, contraamiral. Întrebare aveți? Întrebare. De ce candidează la, la Senat? Nici n-are vechime în partid, nici n-a ieșit bine din armată și gata, vrea să coace în vârful piramidei parlamentare. Am înțeles, bun, mulțumesc pentru, întrebare, nu mulțumesc frumos amiral, pentru nu, întrebare. Merită. Bun. Nu merită. Mulțumesc frumos pentru întrebare. O să rog pe colegii mei așa, când spun mulțumesc frumos pentru întrebare, să tăiem telefonul, ca să putem să ne înțelegem și în platou. Merită sau nu merită? Revenim puțin, ați răspuns mai devreme. Eu cred că merită din plin. V-am spus. Eu îl cunosc, am început să-l cunosc. Și stau de vorbă zilnic cu el. Deci pentru Parlamentul României chiar se potrivește. Pentru Comisia de Apărare din Senatul României chiar se potrivește. Omul are idei și minte fină. Are fugă, jonglează în tot ceea ce înseamnă comunicare, știe să pună problema și din punct de vedere istoric, și din punct de vedere geografic, și din punct de vedere cultural. Își merită cu prisosință această funcție. Eu am cunoscut foarte mulți parlamentari la viața mea. În Parlamentul României dezbați probleme de la A la Z, de la AC la avion și de la zero la infinit. Nu trebuie să te duci neapărat calat cu ochelari de cal pe un singur domeniu. Ca să poți lua o decizie, în primul și în primul rând ai nevoie de caracter, ai nevoie de curaj și în al treilea rând ai nevoie de cultură. Fără cultură nu se poate face nimic în Parlamentul României, vă spun. Fiindcă nu poți lua cea mai bună decizie, nu poți aplica judecata cum trebuie, nu ai filtrele necesare. Cultura se dobândește foarte bine. Ori ești autodidact, ori prin școală succesivă. Eu cred că rezolvă pe toate acestea. O să rog pe domnul care a sunat mai devreme să mai sună odată, să răspundă colegilor mei cine ar trebui să intre în Parlament în opinia sa. Eu acum nu știu până la urmă este amiral sau contraamiral. Eu știu că este amiral. Nu contraamiral. Am avut o discuție aici cu domnul Chițac, contraamiral cu câteva stele, dar o să discutăm și cu dumnealui să ne adresez, să nu vreau să greșesc. Ok, o să discutăm cu dumneavoastră și o să ne explice, ne-a mai spus-o în campania pentru locale. Revenim la domnul Costel Stanca, profesor de decan, la Universitatea Maritimă Constanța. Partid? Este, vă spun eu sigur. Era în, în Partidul Democrat Liberal. Am înțeles, deci vine din PDL. Vă spun eu, fiindcă baza de date era am înțeles. Și dumneavoastră a fost în gestiunea mea. Cum să nu? Domnul Stanca este de foarte multă vreme în Partidul Democrat Liberal, a activat de fiecare dată un om inimos care nu s-a dat la o parte nici măcar de la munca de teren și totodată este profesor universitar. Am înțeles. Profesorii nu mergem, cu cine să mergem? N-am spus nimic. Are o carieră în spate, asta este de admirat. Încă un telefon. Bună ziua. Foarte mulți studenți. Încă un telefon, dar pe scurt vă rog, pentru că trebuie să luăm o pauză. Bună ziua, vă ascultăm. Bună seara, să trăiți. Referitor la domnul Mândilă, cu care oportunitate își dă dânsul cu părerea dacă domnul Chițac ar fi bun pentru candidatură? Dânsul e un fost penegist, iar domnul colegul dânsului Tararache e un fost PPD-ist, intrat pe liste suplimentare. Ce aveți, domnule, cu domnul Tararache acum? Ce aveți cu domnul Tararache? Sunt doi oameni micuți care vor să facă să iasă în evidență în sensul rău al constanțenilor. PSD-ul nu sunt nici cu ei nici contra lor. Mă uit la dânsul, parcă astăzi este nou și îți dă cu părerea pentru domnul... Nu, stați un pic. Acum îmi spuneți mie, eu l-am chemat pe domnul Mândilă în emisiune ca să-și dea cu părerea despre aceste lucruri, da? Da, dar calitățile dânsului de a-și da cu părerea trebuia să-și dea în PNG... Răspund. Da. Bun, mulțumesc frumos pentru întrebare, răspundem la toate, dar ca să clarificăm lucrurile, eu l-am chemat pe domnul Mănile, eu l-am rugat să vină să-și dea cu părere, da? Este un bun vorbitor, știe ce se petrece acolo, a fost acolo. Bun, da, întrebare, e valabilă. 2004-2008 am fost în Partidul Noua Generație, l-am construit la Constanța, s-a desființat. Dacă nu se desfința, probabil eram în continuare acolo. Dar s-a desfința și nu am avut ce să fac. Ok, ați ajuns. Iar după aceea n-am mai plecat. Fuziuni, nu știu, chestiuni n-au depins de mine. Ați ajuns în PDL și PDL-ul a fost... Nu, a făcut împreună prin comasare cu fostul PNL, noul Partid Liberal. Despre domnul Chițac eu îmi dau cu părerea, fiindcă eu în momentul de față îl cunosc. Eu am dreptul la o anumită opinie. Într-adevăr, domnul are dreptate la televizor. Eu sunt un om micuț. N-am decât un singur vot în România asta. Dar și dânsul tot un vot are. Am înțeles. Și cei mari și cei mici tot un vot au. Acest, dar nu dintr-un punct de vedere al opiniei intelectuale, eu am o anumită părere
despre domnul Chițac și am spus-o aici la televizor. Cei care au păreri ostile domnului Chițac, vă rog frumos să-i invitați, să-i aduceți aici să și să-l facă în fel și chip. Lucruri, da. Eu deocamdată este opinia și mea. Care sună. Și dacă altcineva indiferent dorește să intre în dezbatere cu mine pe tema asta, putem să analizăm și să facem o fișe a candidatului și să vedem care sunt albe, care sunt negre, unde e nota Domnul 4, unde e nota 10. Haideți să facem o scurtă pauză de publicitate pentru că vine peste noi și ne întoarcem. Am revenit, discutăm despre listele PNL pentru alegerile parlamentare, trecem la Camera Deputaților, cei care sunt pe locurile 4, 5, 6 la Senat nu vor prinde un loc, asta este clar. Locul 1 la Camera Deputaților, Bogdan Huțucă, îl cunoaștem, a fost șef la Finanțe în Constanța, apoi a plecat la București, dacă nu mă înșel. Da, a lucrat în minister, domnul Huțucă are de fapt calitățile unui tehnocrat. A fost și prefect la un moment dat? A fost și prefect, bineînțeles, deci în pricina aceasta, domnul Huțucă, din punctul meu de vedere, a întrunit votul majorității colegilor și chiar se califică să deschidă lista la Camera Deputaților. Domnul Huțucă, în momentul în care va ajunge în Parlamentul României, evident, va fi la Comisia de Buget Finanțe și chiar își va aduce aportul, fiindcă, am spus, e nevoie și de o anumită specializare pentru lucruri pe comisii. Parlamentul așa funcționează. Judecata și votul în plenul, oricelor două camere, ori plenul reunit, dar după aceea specialitatea ți-o manifesti în interiorul comisiilor. Și domnul Huțucă, la Comisia de Buget Finanțe, sunt convins că va face față cu brio. Credeți că vă duce votul domnul Huțucă? Nu pare și o persoană foarte, nu punem un politician păi, foarte... Vedeți, am foarte renunțat la cei vechi politicieni și am pus oameni noi. Și ei vor deveni politicieni. Ați spus un specialist, asta este clar. Domnul și ei, în 4 ani de zile, lumea le va spune politicieni. În momentul de față nu sunt politicieni de anvergură. Dar orice soldat poartă în raniță bastonul de mareșal. Orice jucător trebuie să-l arunci în teren să vezi ce poate să facă. Nu trebuie neapărat să fie consacrat. Dacă pragmatic va aduce voturi. Da, nu mai punem problema în sensul ăsta. Important este programul de guvernare, felul în care echipa partidului va reuși să disemineze acest program de guvernare, să ajungă la populație și să-l înțeleagă și din momentul acela votul va veni natural, va veni pe sigla PNL. Robert Boroianu nu a fost bun pentru primăria Constanța, nu a fost bun în sensul că nu a mai candidat în cele din urmă, s-a găsit o soluție mai bună. A venit domnul Chițac, am înțeles. Era mai vizibil. Bun, nu a mai candidat pentru că a venit domnul Chițac, nu vreau să fiu rotăcios în niciun fel, este pe locul 2 la Camera Deputaților. De ce? Păi vă spune de ce, fiindcă domnul Boroianu, în momentul de față, de ce am văzut o activitate din 2014 încoace de când ne-am întâlnit cu ei în fuziune, chiar s-a calificat, adică chiar a muncit, este foarte dedicat și este foarte implicat în activitatea de partid. A doua oară, domnul Boroianu este un om de afaceri și trebuie să trimite și astfel de oameni. Știți ce înseamnă să te gândești noapte de noapte cum să dai salariile? Credeți-mă, este groaznic. Deci nu ducem numai oameni care încasează bani de la stat, ducem și oameni care plătesc taxe și impozite către bugetul de stat. Și astfel de oameni sunt importanți și ei în Comisia de Economie să ducă problemele mediului de afacere. Știți acolo ce firme, ce profit au firmele domnului Boroianu sau ce pierdere? Nu le cunosc, dar... Păi și atunci de ce vorbiți așa despre el? Stați puțin, că la ce am vorbit, cum adică? Ați vorbit așa, ca și cum ar fi un foarte bun om de afaceri, m-am foarte spus calificat. Că este un om de afaceri și că plătește salarii. Eu da, are firme cu câteva sute de angajați. Eu am mare respect pentru oamenii care plătesc salarii în România asta. Știți ce înseamnă să pui o cărămidă una peste alta? E foarte greu. Deci oamenii ăștia chiar trebuie cultivați. Care reușește să plătească salariile la 100 de oameni înseamnă de fapt 300 sau 400 de oameni întreținuți, fiindcă acei salariați au familiile lor. Bun, repet, facem numai o prezentare, discutăm și cu domnul Boroianu dacă va dori să vină despre planurile sale pentru Parlament. Ana Marcu, o surpriză, a plecat din Consiliul Local păi fără să explice foarte clar. Păi, am întrebat, nu mi-a explicat foarte clar. Să vă spun eu, nu, este circular în interiorul băncilor, îi pune să opteze ori politică, ori activitatea la bancă. N-a vrut să spun asta, doamna Marcu. Vă spun eu acum. Dar de ce nu fi vrut să spună că nu era secret de stat? Așa este. Eu mai am colegi care au candidat. Da, înțeles, au fost declarați eligibili în interiorul Consiliului Local și au dat demisia tocmai pentru faptul... O tânără doamnă din PNL, pentru faptul că sistemul bancar s-a gândit să despartă apele. Și acum de ce lasă banca pentru Parlament? În Parlament deja va lăsa banca, se va duce acolo. Doamna Marcu vrea să revină la dragostea ei politică și e normal să meargă. Ea este arhi cunoscută în sistemul bancar și chiar și agenții economici o cunosc foarte, foarte bine. Deci aici nu e cazul să-i aduc eu o sanale doamnei Marcu. Deci lumea o cunoaște. Cine se interesează și cine a avut tangențe cu băncile în general, a auzit de dânsa.
Da, a făcut o figură frumoasă în Consiliul Local, este una dintre singurele persoane care a făcut o poziție atunci când a fost George Niculescu, un alt om de afaceri cu business-uri undeva în sudul litoralului, dacă nu mă înșel. Da, și mai multe tipuri. Să știți că l-am căutat pe Google pentru că nu știam foarte multe despre... Domnul Niculescu, de fapt, se califică tot așa în sorul domnului Huțucă pe profilul tehnocrat. Dânsul se specializează în fiecare zi din ce în ce mai mult pe ceea ce înseamnă energie regenerabilă în România. Are câteva firme în acest domeniu. Da, chemați și totodată. Nu știți dacă are profit sau pierdere, vă întreb. Nu știu că nu fac eu anchetă la profit și la pierdere. Păi de ce ar trebui să faceți pentru că ați votat acolo? Dacă va candida domnul X, nu Niculescu sau Dorel. Dacă firma unui domn are profit sau nu. Păi de ce nu? Păi asta ar fi trebuit să votați. Păi dacă vin eu care am pierdere de zeci de milioane de euro, de ce să mă votați? Eu așa trebuie să vă consider, că aveți salariu mare sau mic? Poate, nu poate. Cred. Eu trebuie să vă iau după cum vă percep și după cum mă convingeți. Dom'le, dacă eu fac niște afaceri... S-ar putea să aveți salariu mic și să fiți un om extraordinar de inteligent, cu un caracter și un obraz ireproșabil, sau s-ar putea să aveți salariu mare și să fiți un om nepotrivit. Deci s-ar putea ca domnul X să aibă o firmă pe datorii, dar să fie un foarte bun economist. Am înțeles. Problema este că dacă ai și firmă singur sau dacă ai firmă cu încă 10, e altceva. Am înțeles. Nu discutăm asta. Uitați-vă la domnul Niculescu, un moment, așteptați puțin. Păi vă spun eu, căutați-l că este vicepreședinte pe toate organizațiile de energie regenerabilă și chiar este implicat acolo cu articole în revistele de specialitate. Am înțeles, de-abia aștept să-l cunosc. Când o să-i citiți articolele din revistele de specialitate, o să vă convingeți. De-abia aștept să-l cunosc. Documentați-vă pe energie și Oana Maria, locul 1, 2, 3, 4, locul 5, să spunem că ar putea să prindă parlamentul. Da, prinde și este avocat. Vicepreședinte PRM, doamna Oana Maria Floia. Domnul Hagi. Luați pe PRM, UDMR, Partida Romilor. Câte vreme nu sunt chestii servise în România, nu este o rușine să fie făcut parte din alt partid politic. Da, spus eu că este o rușine. Ce nu, da, mi-ați dat așa ca și când, vai, domnule PRM. Nu v-am dat, domnule Mădelea, am întrebat, am spus, vicepreședinte PRM, luați-i pe toți. Nu, care pe toți? Nu știu, care mai sunt, am o listă aici, să știți, din 2009. Doamna Floreac, mai este la maturitate și este o colegă foarte bună și un avocat. Avocat, nu acum, vorbim serios. A candidat la trecută din partea Partidului Democrat Liberal pe listele Alianța România Dreaptă, în Colegiul 7, a făcut o figură foarte frumoasă acolo. Invitați-o la emisiune și să vedeți ce surpriză plăcută veți avea. Toți cei care sunt pe listă și de la PNL și de la celelalte partide sunt invitați. Ultima întrebare, domnule Mădile. Ce se întâmplă cu aceste liste? N-am apucat să încheiem discuția. Ele la final se duc la validarea de către Biroul Politic Național. Biroul Politic Național, din pricina aceasta, el are puterile sporite date prin statut să facă lumină la un moment dat dacă apare vreun punct de potrivit pe acolo. Eu cred că listele rămân în picioare. Nu sunt efecte perverse ale votului care să necesite intervenția Biroului Politic Național. Aceștia sunt candidații chemați la emisiuni să-i cunoască populația. Am înțeles, dacă nu va fi doamna Hurga pe listă, pierd un pariu, dar parcă aș vrea să-l pierd. Am pus pariu că va fi pe listă. S-ar putea să-l pierd, se pare. Nu, pe o cafea, pe o apă. Am văzut emisiunea aceea în care ați pariat cu cineva. Am văzut-o, să știi. Îmi fac mea culpa și pierd pariul, o să spun oficial. Dacă doamna Hurga nu va fi, mulțumesc frumos pentru prezență, domnule. Mulțumim telespectatorilor că au avut răbdare cu noi. Bun, succes tuturor candidaților în alegeri, mai vorbim până atunci. Mulțumesc și dumneavoastră că v-ați uitat, rămâneți în continuare cu România TV.